treaptă, în general, de tot ce înseamnă zonabie, ce tunde pe top. Rar tunde bărbați cu părul mai lung, care tunde numai trepte, de exemplu. Da? Nu știu, câți bărbați cu părul lung aveți? Mai puțin. Da? Cel mai mult folosim graduare pe zona de contur, treaptă pe zona de top. Bun. Există trei forme. Da? Trei tehnici de tuns, trei forme. Triunghi, pătrat, rotund. Ce înseamnă una, ce înseamnă alta, ce înseamnă cealaltă? Triunghi, în principiu, tot ce e mai scurt în spate, mai lung în față, e o formă triunghiulară. Tot ce tunde mai scurt în top, mai lung spre breton, e o formă triunghiulară. Tot ce înseamnă tunsorile care le așezăm gen pompadour, e formă triunghiulară. Formă pătrată. Tot ce este la același nivel. Da? Cel mai evident la același nivel este flat top. Da? O tunsoare foarte grea ca idee ca să o realizăm la nivelul ăla scurt. Nu știu dacă ați văzut pe ăștia în ultima vreme pe Instagram și pe Facebook cu mașinile ca de candelabră. Da? Da? Nu este flat top, este un pic prodăjită ca idee. Bun. Și rotund. Tot ce urmărește forma capului. Da? Triunghi, scurt în spate, lungă față. Pătrat, tot la același nivel. Rotund, urmărește forma capului. Formele astea le folosesc ca să ce? Să așez părul într-o anumită direcție sau să corectez fizionomia.